Mulțumesc, bună ziua tuturor. Vă voi deranja, dacă sunteți deja, cum să spun, exasperați de precedentele lansări și ați stat prea mult în picioare, vă garantez că voi vorbi numai 3 minute, 4 minute, pentru ca să las ceva mai mult spațiu liber sau în sus, să spun așa, liber autorului, care se întrupează azi într-o celebră actriță. Acum, vreau să spun că această carte, ultima, din seria aceasta de autor, este o carte, aș zice, mai interesantă decât precedent, adică decât cartea care se chema Ultimatum. Pentru că aici sunt două piese, după părerea mea, extraordinare, și anume, jurnalul lui Fernand Pessoa, care ajunge, vine din Africa anglofonă, se stabilește în Lisabona și apoi se înscrie ca student la facultate, ține un jurnal începând de la vârsta de 17-18 ani. Iar apoi, e vorba despre comentariile pe care acest student foarte tânăr le face în legătură cu umanitatea, viața lui de zi cu zi și soarta omenirii în general. Acum, el avea, când era tânăr, un program, veți vedea dacă veți citi primele pagini, din cauza asta primele 150 pagini se pare extraordinare acestei cărți. El avea un fel de program eliadesc, adică Mircea Eliade, un program de lucru demențial, de citit câte o carte pe zi, de scris enorm. Își dă seama deodată însă, după un an, că mediul portughez este absolut indiferent și că el a nimerit un fel greșit în Lisabona, care era orașul lui. Și atunci se hotărăște să devină anonim, se retrage în anonimitate, nu mai vrea niciun fel de proiect semnatură socială și se apucă numai de scris. Se refugiază în scris. Acest om a scris demențial, adică a scris zeci de mii de pagini, care au rămas cea mai mare parte postum, bine? Dar pentru asta el s-a refugiat într-o lume pe care și-a creat-o singur. A fost un fel de sinucidere, dacă vreți, fără cadavru. Sinucidere pentru că el s-a sinucis ca persoană. Iar n-a mai urmat facultate, după un an a terminat cursul de universitate și a luat o mică, nenorocită slujbă de traducător de acte comerciale, numai din asta trei. În schimb, a devenit stăpânul unui teritoriu imens care însemna propria lui intimitate transformată în artă, în poezie, mai ales în poezie, dar nu numai în poezie. Și câteva dintre piesele acestui dosar sunt, într-adevăr, extraordinare. În al doilea rând, e vorba de scrisorile de iubire. Singura iubită cunoscută a lui a fost această Ofelia. I-a scris numeroase scrisori, a avut și răspuns. M-a frapat asemănarea extraordinară care există între aceste scrisori și scrisorile descoperite târziu cu corespondența lui Eminescu cu Veronica Mina. Este surprinzătoare această lungime de undă identică. Persoane care se iubeau enorm, care aveau o calitate intelectuală ieșită din comun, dar care, iubindu-se, nu se puteau unii. Adică era o iubire care, dacă nu păsta distanța, nu mai era iubire. Și atunci, știind exact care era viziunea lui, el se refugiați în propria lui operă, evident că nu putea să aibă loc acolo o persoană umană, poate mai puțin feminină. Și atunci, aceste scrisori sunt exact genul eminescian al corespondenței cu iubita lui, cea mai importantă, Veronica Mică. Este o curios și destin acestor scrisori, pentru că exact la corespondența Eminescu Veronica Mică, ceea ce s-au descoperit foarte târziu, se publicase câteva mici fragmente, dar ediția completă, după cum știți, datează de acum câțiva ani, și atunci publicul român a fost uluit, le-a citit din integralitatea lor și când a văzut de fapt care fusese relația profundă și mai ales fața ascunsă a lui Eminescu, pentru că de fapt de asta e vorba. Găsim o față ascunsă a lui Fernand Pessoa și în această corespondență neașteptată și care e tot așa un cadou tardiv, dacă cadou se poate chema, pentru că dezvăluie intimități pe care fără îndoială Fernand Pessoa ar fi preferat să nu le știe nimeni niciodată. De asta putem fi sigur. Am violat un secret prin publicarea aceasta. A fost violat un secret în această publicare de care
care autorul să-l dispensăm în viață. Da, încă o dată, e meserie istorie literare să caute cele mai ascunse portioane ale existenței autorului și acesta a fost un exemplu. Nu vreau să rețin mai mult, pentru că dacă aș fi reușit să vă strânesc măcar o minimă curiozitate față de textele de aici, v-am spus, primele 150 de pagini se par extraordinare, deși cu celelalte sunt foarte interesante, pentru că arată un anarhist ca structură de factură genială, atunci aș fi mulțumit și vă mulțumesc încă o dată pentru că m-ați ascultat, dând cuvântul